Bine ai venit la Arta Bucătăriei Vegane, emisiunea de televiziune unde gătim doar cu plante, cât mai integral și cât mai natural posibil. Sunt Szolos Farkas Konrad, medic și dietetician și sunt gazda voastră. Astăzi gătim ceva foarte delicios și foarte sănătos din linte. De fapt, e vorba de un salam de linte pe care poți să-l folosești dacă ai nevoie de ceva între două felii de pâine în sandwich, dacă ai nevoie de ceva ca și garnitură și o să vezi că se prepară ușor și rapid. Pentru această rețetă vei avea nevoie de linte uscate, pentru că trebuie să facem făină de linte și o să-ți arăt imediat cum. Noi o să ne cântărim lintea aici, facem tara, așa, și ne punem 200 de grame. Pentru a face făină de linte vei avea nevoie de o râșniță. Unii le numesc râșniță de zahăr, alții râșniță de cafea. E vorba de, oricum, aparatul cu care poți să faci diferite tipuri de făină, făină de in, de semințe de in, făină de semințe de chia, făină de linte, nu doar cafea sau zahăr pudră. Deci vom lua râșnița care este curățată înăuntru și vom face mai multe ture făină de linte. După ce este gata făina de linte, va trebui să luăm ardei copți la cuptor și să le tăiem bucățele mici. Pentru această rețetă vei avea nevoie de 1 litru de apă. 700 de mililitri vom folosi în prima fază și 300 lăsăm pentru un pic mai încolo. Însă să nu adăugați toată cantitatea de 700 deodată. O să adăugăm undeva la 300 de grame, 200-300 de grame la o oală, făina de linte, ardei și foile de dafin. Motivul pentru care nu am adăugat toată cantitatea de apă și după cum ați văzut era o cantitate mică, am amestecat ingredientele, este pentru că dacă adăugăm cantitatea totală, riscul este mai mare să se facă cocoloașe. Și din acest motiv adăugăm un pic, amestecăm făina și după aceea, după ce este pe foc, mai adăugăm încetul cu încetul restul cantității până la 700 de mililitri, încât să nu se facă cocoloașe în făina. Acum vom lua un borcan, vom adăuga restul apei și vom adăuga 4 linguri mari de amidon de porumb. Poți să faci asta și într-un bol, dar atunci trebuie să fii foarte atent să nu se facă cocoloașe. Eu prefer această metodă pentru că practic poți să pui totul înăuntru și îl amesteci foarte bine și nu se fac deloc cocoloașe. Când este gata, îl punem la o parte și este gata pentru a fi adăugat la momentul potrivit la amestecul nostru. Până ce se face amestecul de linte, care este pe foc, pe un foc dat foarte jos, din când în când să nu uităm să amestecăm, noi va trebui să curățăm 7 căței de usturoi.
Acum vom lua cei 7 căței de usturoi și va trebui să le tăiem mărunt, mărunt, ca să le adăugăm la salam. Usturoiul, după cum știm, este un aliment foarte sănătos. Poate nu ai știut că sunt studii care arată că usturoiul poate să crească absorpția de fier. Deci, dacă ai probleme cu hemoglobina scăzută pentru că nu reușești să mănânci destul fier, adică ai anemie, atunci poți să mai crești un pic absorpția de fier folosind usturoiul. Dacă mănânci usturoiul în mod regulat, poți să mănânci, spre exemplu, seara cu pâine prăjită. Este sănătos și pentru sistemul imunitar, dar vezi că e bun și pentru, pentru a crește absorpția de fier. Usturoiul, de fapt, nu doar usturoiul, apropo, și ceapa poate să crească absorpția de fier. Des în spital vedem fete tinere care sunt încă în perioadă fertilă al vieții și au cicluri menstruale, care au anemie pentru că pierd în mod regulat fier, adică sânge și astfel și fier, bineînțeles. Și ceea ce putem să le recomandăm este să consume o alimentație bazată pe cereale integrale, pentru că cerealele integrale au mai mult fier decât cerealele rafinate, adică mai bine să mănânci pâine integrală decât pâine albă, pentru că pâinea integrală va avea mai mult fier. Și pe lângă asta, absorpția de fier este crescut de către consumul de vitamina C, deci să mâncăm alimente bogate în vitamina C, cum este ardeiul, spre exemplu, sau citricele, dar putem să mai creștem și consumul de fier consumând ceapă și usturoi în mod regulat. Acum vom lua de pe foc amestecul când este fiartă bine, în jur de 15 minute, și vom lua amidonul cu apă. Îl vom amesteca din nou și adăugăm în oală, amestecând, dar nu pe foc. Dacă lăsăm pe foc, este un risc mare să se închege foarte, foarte repede și atunci nu o să fie bine. Amestecăm până ce ajungem la o consistență egală și după aceea punem înapoi pe foc până ce ajunge la încă un clocot. Acum ajunge la un clocot, eu amestec între timp să nu se prinde și când a ajuns să fiarbă un pic, să se închege, după aceea luăm de pe foc și vom adăuga usturoiul, uleiul, sarea, drojdia de bere și ienibaharul și le amestecăm pe toate din nou. În timp ce amestecăm, dacă vedem frunze de dafin, putem să le scoatem la acest moment, pentru că va fi mai bine dacă nu sunt înăuntru, imediat o să vedeți de ce. După cum vedeți, am mai multe forme în fața mea. Acum vine o etapă importantă. Eu am scos toate foile de dafin și va trebui să punem în forma în care vrem să se închege și forma pe care o să-l aibă când îl tăiem. Poți să folosești un vas dreptunghiular dacă vrei să faci ceva mai lung, să tai felii sau ceva pătrat dacă vrei, însă eu o să folosesc pahare. Poți să iei pahare simple de bucătărie și practic fiecare pahar va fi umplut de compoziție și lăsat să se răcească. Astfel, când este gata, o să vedeți, iese foarte, foarte ușor din pahar și este rotund și în formă de salam și se poate tăia felii. Acum avem toată compoziția deja pusă în pahare în fața noastră și trebuie să lăsăm să se răcească foarte bine înainte să-l tăiem.
până ce se răcește, vreau să stau câteva minute cu voi să discutăm. Mai multe persoane ne-au trimis feedback că le place faptul că avem discuții în cadrul emisiunii de gătit despre lucruri care au de a face cu dietetică, adică partea științifică al alimentației. Am primit și mai multe întrebări pe parcursul săptămânilor și vreau să răspund la câteva întrebări care mi s-au adresat prin diferite căi prin care suntem contactați de către telespectatorii. Unul la mână, cineva ne-a întrebat cum alegem uleiul de măsline sau ce fel de ulei este ok să-l folosim. Acum, în jurul uleiurilor este o discuție foarte mare și nuanțată. În principiu, vreau să vă dau câteva informații în legătură cu ulei ca să puteți să alegeți mai bine când folosiți uleiul. Ca și prima idee, unul la mână e foarte important ca să înțelegem că uleiul, deși este lichid, nu este ca apa. Apa are 0 kilocalorii pe gram, adică nu ne aduce un aport de calorii. Uleiul, în schimb, are 9 kilocalorii pe gram, care, dacă comparăm conținutul caloric al proteinelor sau al glucidelor, o să vedem că este foarte mult nouă, adică un gram de glucide și un gram de proteine, amândouă au câte 4 sau, dacă vrem să fim foarte științific, 4,1 kilocalorii pe gram și uleiurile au 9,3 kilocalorii pe gram, adică mai mult decât dublu față de ce este în proteine și carbohidrați. Asta e o problemă, pentru că uleiul, dacă îl folosim în cantități mari în alimentația noastră, este o sursă concentrată de calorii. Gândiți-vă cât de ușor este să adaugi 10 ml de ulei la o mâncare, la o porție de mâncare, iar 10 ml ori 9 kilocalorii este 90 de kilocalorii. Pentru o persoană medie care ar avea nevoie de 2000 de kilocalorii pe zi, acesta pentru o persoană medie care ar avea nevoie, spre exemplu, de 2000 de kilocalorii pe zi, ar reprezenta aproape 5% din caloriile zilnice, iar aceste calorii sunt furnizate de un ingredient care nu este foarte bogat în nutrienți. Deci uleiul, mai ales dacă este foarte procesat, de fapt îl socotim ca o sursă de calorii goale, le numim în nutriție. Deci dacă vrei să folosești ulei, e bine să folosești cât mai puțin posibil, minimul necesar și, dacă se poate, ulei presat la rece. Adică ulei de măsline presat la rece, ulei de rapiță presat la rece. Acestea sunt variante care sunt mai ok, sau uleiul de floarea soarelui presat la rece. În principiu, dacă se poate, e bine să încercăm să evităm uleiurile care au fost tratate termic și mai ales uleiul de floarea soarelui tratat termic, pentru că uleiul de floarea soarelui conține foarte mult omega 6, iar mulți dintre noi în secolul 21 consumăm prea mult omega 6 și nu destul omega 3. Dacă vrem, mai degrabă să mai folosim câte un pic de ulei de in presat la rece, semințele de in sunt o sursă foarte bogată de omega 3 și dacă mai folosim pe câte o salată, nu trebuie foarte mult din uleiul de in, este și puternic la gust, o să mai creștem aportul de omega 3. Deci, ca și răspuns la întrebarea care ni s-a adresat, aș spune în felul următor. Haideți să tăiem o cantitate importantă din consumul de ulei pe care îl avem în dieta noastră, dacă vedem că este mult. Sunt persoane care folosesc o sticlă de un litru de ulei la câteva zile. Acesta este un aport destul de ridicat de ulei. Este mult mai bine să folosim uleiul într-un fel aproape simbolic, să zic așa, câte un pic aici, acolo, dar nu în cantități foarte mari, pentru că, cum am spus, este o sursă de calorii goale, iar caloriile goale ne aduc energie, adică calorii, dar fără destui vitamine, minerale și fitochimicale. Și astfel putem avea o problemă care îl vedem foarte mult în țările dezvoltate, oameni care sunt supraponderali sau chiar obezi și în aceeași timp malnutriți, pentru că acoperă necesarul de calorii, dar nu acoperă necesarul de micronutrienți.
în alte cuvinte, vitamine, minerale și fitochimicale. Deci dacă vrei să alegi uleiul, încerci să alegi un tip de ulei care este presat la rece și să-l folosești în cantități foarte simbolice. Dacă ai observat în emisiunile noastre, noi nu prea folosim mult ulei. Folosim din când în când, la poate câte o oală, dar o cantitate nu foarte mare. După care, bineînțeles, oala aceea va fi împărțit la foarte multe porții sau la mai multe persoane și sunt chiar rețete pe care le-am prezentat care nu au avut ulei deloc. Unde se poate, haideți să reducem. S-au răcit foarte bine și acum, practic, tot ce trebuie să faci este să-l scoți din formă. Dacă îl bați un pic, deja a și ieșit. Și se face un salam perfect rotund, îți iei un cuțit și pur și simplu îți tai feliile de care ai nevoie. Iar aici ai produsul finit, felii de salam de linte, foarte sănătoasă, delicioasă, iar poți să-l pui în sandvișuri, cu pateuri, ai diferite variante de pateuri care noi am făcut și la Arta Bucătăriei Vegane sau poate cunoști din altă parte și poți să-l duci cu tine la locul de muncă. Este o variantă sănătoasă, delicioasă și eu te invit să-l probezi. Mulțumesc că ai fost cu mine, te invit și data viitoare, tot duminică seară. Tot la 5:30 să gătim împreună doar cu plante. Mulțumesc și o seară frumoasă! Avem o veste bună! Pentru că sunt multe persoane care doresc să înțeleagă mai mult despre știința nutriției, am decis să organizăm un curs de nutriție despre care veți putea să aflați mai mult pe pagina noastră de Facebook. O altă nevoie care vedem în rândul populației este un curs de citirea etichetelor alimentare, pentru că sunt multe informații pe acele ambalaje care, dacă știi să le citești, atunci știi și cum să le interpretezi. Arta Bucătăriei Vegane va organiza aceste două cursuri și vor fi anunțate pe pagina noastră de Facebook. Urmărește-ne la Arta Bucătăriei Vegane pe Facebook.